Hei, T-Rex aici, cu analiza și reacția noului trailer oficial de la Jurassic World Dominion care apare în vara asta. Luați-vă florcele, ceapa și băuturile pentru că urmăriți Primal News. Stop, orice ai face, stop, oprește-te, băi, nu mai, gata, stai, băi, pe loc, pune-ți toate așa, băi, oprește-te, gata, stop. Băi, trailer oficial de la Jurassic World Dominion s-a lansat, nu vreau să vă alertez, dar tocmai s-a lansat și l-am băgat și în descriere acolo în caz că nu l-ați văzut. Ai de capul meu, mă! Eu, armată de T-Rex, am ce faceți, mă, de bunor, mă, este T-Rex-ul, extraterestrul vostru preferat și astăzi vorbim despre Jurassic World Dominion, pentru că ne permite să facem reacție la trailer, pentru că vine Universal și ne dă mare bong dracul și T-Rex dispar pe fața pământului, exact cum a făcut meteoritul cu dinozaurii. Vorbind despre ce am văzut în trailerul ăsta, facem o analiză și mare parte spunem cât de mișto e dracul și o să vedeți pe T-Rex cum începe să se bâlbeare, că nu știți vorbească. Acum vreo 20 de minute cam așa și peste vreo 30 de ore pentru voi, dracule, apare clipul ăsta, cine știe, că noi avem o chef acolo, așa am zis cu Q&A, nu s-a mai întâmplat. S-a lansat un trailer de 2.51 de secunde, de minute, ceva, 2.51 de secunde, atât are trailerul oficial. No, nu s-au arătat foarte multe chestii în el, ceea ce e foarte bine, nu ar făcut mare spoiler la poveste, să sperăm că o să rămână așa și că nu o să mai dea teasere ceva să distrugă povestea filmului. Dar au arătat exact ce trebuie, mă, fix miezul au arătat, toți dinozaurii, bine, o parte din dinozaurii pe care o să vedem noi în filmul ăsta, oameni, și s-o grămadă chestii și detalii micuțe pe care putem să le analizăm aici și nu știu de unde dracu să începe, că e mult prea bun, mă, deci short attack e foarte promițător, fiind ultimul film în franciză, au mers all out, frate. No, secvență foarte frumoasă acolo cu John Hammond pe fundal, care spune el visul ei acolo, ceva foarte nostalgic, într-o tundră de-asta de gheață, mă, unde sunt o turmă de parazori, știu că au fost niște teasere de-astea micuțe, pentru campionatul ăla de sporturi de iarnă, dracu să le ia ceva chinezărie pe acolo, habar n-am cu orezar cu de-aștia, și s-au arătat tot fel de teasere astea cu Blue în zăpadă, cu Rex în zăpadă, parazauri în zăpadă și avem și trailerul care începe cu o turmă de parazauri în stil cowboy, așa în stil western acolo cu un credit călare, dracu, mai avea puțin și punea și una sub o mână să prindă parazauri. Dar ce e mai interesant e lasă tema asta western așa de gheață, dracului. Interesant sunt parazauri ăștia, avem dinozauri accurate în ăsta, mă, sau cât se poate de accurate, acolo nu chiar 100%, e totuși, e Jurassic World, hai să nu exagerăm. Parazauri ăștia, mă, arată foarte bine în primul rând, în al doilea rând, au niște diferențieri între ei, acolo, în cadrul ăsta, poți vezi un parazaur așa mai, nu știu, neapărat, maroniu așa spre ceva galben, nu sunt foarte sigur, e prea difuză imaginea, dar e suficient, dar clar că să-ți dai seama că acolo sunt două tipuri de parazauri, unul care e mai cenușiu așa cu dungi albe pe el, mă. Asta ori arată că e sexual dimorphism între dinozauri și putem să diferențiem zi exemplarele, fie mai multe culori, mai multe paterne și nu mai sunt toți la fel identici, știi? Ceea ce e foarte tare, e interesant. Pentru că ăștia nu par să fie parazauri de la Ingen. Aia de la Ingen arată diferit, dracu. S-ar putea să vedem variații diferite în funcție de cum au fost clonați. Pentru că odată ce Jurassic World Funkin s-a întâmplat, dinozauri au fost expus pe păstă tot și așa. Și oameni de ăștia bogați care își permiteau, dracu, să arunce bani pe geam, și-au permis să creeze dinozauri, dracu. Între care avem și Giga-ul, care își face apariția la finalul trailerului, care nu e creat de Ingen, mai mult ca sigur chestie. Ce interesant e că o să avem un rematch între dinozaur și Giga. Și de data asta Rex o să câștige mai mult ca sigur. Pentru că hai să fim serioși, dracu, prima data la început acolo în prologul ăla Rex-ul și-a mâncat bătaie de la Giga. De data asta nu o să fac aceeași chestie pe care au făcut-o și în Jurassic Park 3 și să lasă o dogmă de 20 de ani să continue un război de ăsta civil acolo cibernetic între oameni care spun că Rex-ul mai tare, Batman-ul mai tare, că toată franciza e varză, că nu știu ce. Fain să vezi că dinozaurii au interacțiune cu oamenii, încearcă, se pare că Owen și cu un grup așa de oameni de care și Edley Sattler, Ian, Alan și Harry, care aparent are niște plete foarte interesante. Îmi place pe ce stil așa a mers dracul. Lăsați să, nu știu, i-a dat așa un stil aparte de om mai, cum zic, de om mai casual, așa, nu mai e mare zi marțafoi de ăsta așa cu nasul pe sus cu chestiile astea. Probabil că și-a dat și seama că se joacă cu viața și ce se întâmplă nu mai așa de ok. Și odată ce toată lumea a început să-și crede propriul lor dinozaur, deja meseria lui nu mai era așa de specială. Dar interesați vezi de aceea că sunt interacțiuni
într-un oameni și dinozaur de diferite feluri, dracule. Adică avem la un moment dat Owen care fugea dracu de Atrociraptor pentru o zonă asta mai caldă relativ și apar pe acolo casual, un carnotaur și un aluză, nicio treabă, telefon tac. Pentru una din cadre aia pe acolo pe care Owen fugea cu motocicleta urmărit de raptor, pentru că trebuie să aveți și chestiile astea foarte faine pe acolo de acțiune cu cadre multe și tot felul de zăpăcerea ca să-ți facă neuronii să nebunească în cap. Era și un alozaur pe acolo și un carnotaur care a apărut așa casual pe acolo, nicio treabă, cauzând și puțin haos ca să adauge așa pentru efectul ăsta mai cinematic, mă, e fain, e mișto chestia asta, chiar mă deranjează că au mers pe un fel de Jurassic World așa în timpul ăsta cotidiene, e foarte tare. Și scena aia cu Quetzu care atacă avionul, nu știu ce naiba tip de avion e ăla, că e de la cu coadă dublă, așa, nu mai știu cum trebuie să merg genul ăla de avion, dar îmi plac foarte mult alea, să-mi plac picioarele și faza cu Quetzu ăla care vine și atacă avionul, ăla e foarte tare, sper să se folosească mai mult Quetzu în filmul ăsta, că teranodonii sunt aceiași ca aia din Jurassic World, sunt aceiași design, nașpa, nu ne interesează, o să lăsăm deoparte. Quetzul ăla, pe de altă parte, arată extraordinar de bine și avem Pyroraptorul ăla, mă, ăla cu pene, mă, tot în zonă de gheață pe acolo, sunt foarte multe scene în zonă de gheață. Și foarte tare că se folosesc de diferite environment-uri de astea, acum că ținând cont că totul s-a împrăștiat așa worldwide, e destul de fain. E tare totuși că poți să vezi dinozauri cum e Blue, de exemplu, și alte specii de dinozauri care nu sunt capabile să trăiască în zone de-astea arctice, în zone arctice, în zone cu zăpadă, apatozaurul ăla și alți dinozauri pe care am avut noi pe acolo. Ceea ce se deduce la faptul aici, se poate duce la ideea că, na, dinozauri au suferit o muscare genetică în laborator, au fost făcuți în așa fel încât să reziste la schimbări de-astea climatice, pentru că perioada pe atunci, acum vreo 65 de milioane de ani, temperaturile erau mult mai mari, erau 50-60 de grade, așa. Și în perioada noastră, na, temperaturile nu mai cresc așa de mult și ca să reziste animalele astea, au fost făcute în laborator cu ADN dată de broască africană sau ceva pe acolo, ca să reziste lor, să reziste la temperaturile astea mai extreme. În urmare, chestia asta probabil o permis să se adapteze pe parcurs și să reziste la temperaturi sub 0 grade. Ceea ce e interesant, pentru că ne deschide o arie de asta mai mare de zi, ne permite, nu știu, e creație artistică, nu știu să judecă întreaba asta, ok, o să lăsăm acolo, e frumos, ne place, da? Dinozauri în zăpadă, yay! Ok, și acum să începe să vorbim despre miezul chestii ăstea care o să înceapă pe toată lumea să intrige. Blue are un pui, de unde, cum și când? No, astea sunt niște întrebări bune, nu știu dacă au vreun sens, dar Blue își face apariția cu un pui care e un fel de Blue miniatură, dacă tot la el e exact ca Blue, are același design, bine, nu e neapărat același design, dar arată cam la fel ca Blue, culorile, pattern-ul, sunt leite lui Blue, nu există niciun fel de altă schimbare în componența creaturii astea, așa, în materie de skin, de culoare și de astea, de paterne și așa mai departe, de colori și astea. Deci aici lumea ar spune că Blue n-ar fi ultimul raptor din specie și care o să se împerecheze cu raptor. Unde e raptorul ăla? Nu există. Blue e singurul velociraptor din specie din Jurassic World care a mai rămas. Deci ce mă duce pe mine cu ideea e că s-a întâmplat oriceva care a avut a face atunci în laborator, când, bine, laborator e mult spus, când au trebuit să-i salveze viața, Blue și a trebuit să-i facă infuzie de sânge, s-a întâmplat ceva acolo cu ADN, habar n-am ce dracu a fost, ori au avut ceva mutație, habar n-am, ori a devenit hermafrodită. Cea mai probabil e ultima variantă, dracu, pentru că unele specii, nu știu exact dacă se mai aplică chestia, nu știu la ce specii se aplică chestia asta cu hermafrodita, unele specii sunt capabile să se mulțească fără o pereche, da, știi, să adaptează în așa fel încât să poată să se mulțească fără să aibă nevoie de un partener sau așa. Asta s-a întâmplat și în Tremur, dracu, cine știe, ține minte filmul cu vierme, așa se mulțeau și vierme, erau hermafrodiți, n-aveau nevoie de partener sau de chestii, de asta tot ce aveau nevoie era mâncare și puteau să se reproducă așa în continuu. Deci merg pe ideea că Blue era hermafrodită și ceva în structura lor ADN acolo permite dinozaurilor să nu numai să schimbe genul în funcție de necesitățile pe care au, în caz că e un grup întreg de femele, unul din ei o să se modifice genetic automat și o să devină mascul și o să devină alfa o grupul sau o să devină materie de împerecheat sau așa ceva. Dar mă gândesc că în caz că e singur, dar asta mai ridică un semn de întrebare. De ce nu s-a întâmplat asta cu Rexy? De ce Rexy n-are un pui? Că care e faza? Că și Rexy tot la fel, e în aceeași situație. E singurul tranzor în viață care o mai rămas și ea încă n-are niciun pui. Ba chiar în Camp Cretaceous au arătat cum și-a făcut un cuib. Și aștepta, era sezonul de împercheie, cu toate că n-avea nicio posibilitate să facă niciun pui, nimic și asta să lase o. Totuși, Rexy, de ce n-a pățit chestia asta? Vezi, sunt niște întrebări care te fac să te dai cu capul de perete. Dacă Blue poate să aibă pui, de ce numai unul? Adică te gândești așa că, bă, ar fi depus mai mult, ar fi depus 5, 6, 7 ouă sau poate și mai multe, dracu, și ar fi ieșit măcar 2-3 pui.
Dar nu, a ieșit decât unul singur și de ce în zona arctică. A rămas tot în reședința locuri pe acolo, în zona aia pe unde e locuri pe acolo și au venit iarna păstăi și chestii, dați că n-ai anotimpul rece și așa mai departe. S-au ajuns în altă regiune, pentru că după aia arată încă o scenă cu Blue care a ajuns la mama dracu, a exportat-o ăștia undeva și au dus-o într-o zonă asta mai caldă, unde era vegetație frumoasă toate alea. Deci au mutat-o probabil într-o rezervație, ceva chestia de asta, cum e în Jurassic World Alive, știi că sunt chestiile alea cu, cum zice, cu sanctuarele, m-a adus-o într-un sanctuar de ăsta, din siguranță, unde să crească puși și să perpetueze specia sau ceva. În același timp, am văzut că mai se mai întâmplă niște chestii dubioase pe acolo, probabil că sunt braconieri sau vânători de așa dinozauri care vor și ei să, nu știu, să profite de pe ocazia la chestia asta. Sunt o grămadă de chestii care se întâmplă în trailerul ăsta, o grămadă de teorii care ar putea să ia parte. Nu sunt foarte sigur care, nu mai înțeleg nimic, e un amalgam întreg de chestii care se întâmplă în capul meu deodată. Hai să discutăm despre dinozaurul ăla, că așa a făcut și ăla apariția acolo și ăla arată foarte interesant. Pe lângă Paroraptorul, încă un dinozaur cu pene. Încă unul foarte fain care aparent o vânează pe Clear pentru ceva motive. Probabil că e teritorial, dracu, scaia dânar și te văd și vine să-ți dea bucată pe tăca fără niciun motiv. Probabil că e... Probabil e carnivor, nu sunt foarte sau poate e omnivor. Erau niște teorii odată cum că pterozonzaur ar fi posibil omnivor, adică ar fi profitat ocazia când găsește carne sau ceva de gen. Dar ăsta avea colți în gură, mă. Dacă tot atent la ciocola, mai puțin în spate acolo, erau niște dinți ascuțiți. Care ar putea să stimuleze faptul că chestia ar putea să fie chiar și o abominație modificată genetică, ar putea să fie atâta prădător cât și erbivor. Nu știm, urmează să vedem chestia asta, dar asta e fain că putem să speculăm ca nebuni acum. Iar acum ceva care o să ne facă pe două să aplaudăm după 20 și ceva de ani de când am cerut de ăsta producătorul de la Jurassic World, de la Jurassic Park să facă, mă, Dilophosaurus se întoarce, mă, își face apariția iară și țipă în fața lui Clear exact cum ne-am dorit dintotdeauna, nu știu care dacă și-a dorit așa ceva, să întoarce și nu numai ca și CGI, ba chiar și practical effects. Îmi place să văd că au mers pe calea asta cu practical effects, frate. N-au scos păpușile, n-au scos roboții, n-au scos animatronici, n-au scos așa de funcțiune. I-au păstrat acolo frumos și asta e foarte fain, mă. Asta întotdeauna mi-a plăcut la Jurassic Park. S-au menținut pe chestia asta cu practical effects, să facă totul să arate cât mai bine, cât mai realistic, așa, știi, să fie cât mai high budget, așa, să nu fie ceva făcut așa la repezeală și aia e tot film. Dar avem Dilophosaurus înapoi, avem trio la Blanao înapoi sau nu știu, putem să punem și pe Henry acolo, abarna că și la fost la începutul filmului, dar el și-a făcut mereu apariția mai pe peste tot, era așa mai personajul ăsta așa mai secundar pe acolo, apare pe un fundal, dar totuși avem caracter logic care s-a întors înapoi să întâlnesc cu ăștia noi din Jurassic World care, bă, o să fie interesant, adică, da, și Jeff Goldblum care niciodată nu dezamăgește acolo cu replicile lui nemaipomenite, când a zis acolo, a zis că de ce mai mare, de ce întotdeauna trebuie să fie mai mare, why do you always have to go bigger? Altă chestie de care sunt curios sunt niște copii care fug pe lângă un hambar de la și fug așa de un roi de ceva. Ceva care zboară, dracule, evident. Probabil aia neuronii tuturor când au văzut trailerul ăla, dracule. Sunt oamenii care dau oraș în cinemauri când s-or deschid, iar nu mă... E o chestie care zboară, nu știu, dimorfodone ar putea să fie, pterozaur sau ceva, dar un roi așa ca de lăcuste, mă, e foarte ciudată chestia, habar n-am, ar putea să fie... Nu pot să-mi dau seama ce sunt chestiile alea, că nici nu pot să le vezi foarte bine, sunt așa niște punctulețe micuțe acolo, zici că-s lăcuste, dracule, și sunt și la operă, poate ar putea să fie lăcuste preistorice, hei, nu putem să știm ce au băgat ăștia în filmul ăsta pe aici. Și la final, ca așa de încheiere frumos, avem Gigaul, care ne-e confirmat că este în viață și că o să se bată mai mult ca sigur cu Rexy și o să-și ia Rexy revanșa pentru acum 65 de milioane de ani când v-a luat Gigaul de gât și a dat cu ea de pământ, dracule, și-a rupt toate oase din cor când a picat pe stâmpul ăla de pământ, cu logica din dial care s-a aplicat acolo, ei, o să fie foarte faină chestia, abia aștept să revedea. Dar nu știu, oameni, asta ar fi am toate speculații pe care am scos-o în evidență acolo. Da, mai avem o scenă cu Maisie care o să fie aproape că era mâncată, dracu, de... Ce presupun eu că era Gigaul acolo, pentru că au spus foarte bine scena, în așa fel încât să nu-ți dai seama. Dar cine e atent la detalii și astea, poate să-ți dea seama foarte ușor că ăla e Gigaul care s-aruncă așa cu fălcile la înaintare. Din cauza că, 1, e prea mare să fie alozaurul, 2, n-are cum să fie transor pentru că Rexy are un dinte lipsă, din primul film, dracu, de când a dat cu botul în geam atunci și-a zburat un dinte și-a păstrat chestia ca și detaliu și nu se aliniază foarte bine, dinții lui Rexy din față sunt mai micuți și merg așa în scară spre mai mare și pe aia mai micuți, chestia asta are dinții aproape egal toți și sunt mai conici așa, știi? Rexy are dinții mai înscăriți așa, știi? E sunt frumos aranjați acolo în gingie și linia de jawline așa nu se aliniază una cu alta dacă le suprapui. Deci până urmare Giga acolo care are parte de niște scene foarte faine așa în întuneric și noapte, fai de cam o să fie fain, mă.
păstrează și doza asta de horror. Au băgat aici, au mers all out să-mi bag picioare. Dacă ăsta nu o să fie unul de cele mai bune filme cu Jurassic World care s-au scos până acum. Bine, o să fie faine prima lună și după aia toată lumea o să înceapă să zică this movie sucks. Pentru că așa se întâmplă de fiecare dată. Așa a fost cu Jurassic World. Toată lumea a plăcut Jurassic World și după vreo două luni cam așa toată lumea zice că filmul un eșec și un dezastru. Dar în moment vreau să vă aud pe voi. Ce părere aveți de trailerul ăsta? Ce se întâmplă acolo și de unde dracu are Bloom pui? Asta vreau să știu. Vreau să au niște teorii de-astea solide, mă. Până atunci, filmul apare pe 10 iunie, o să facem watch party, o să ne strângem toți grămadă pe un stream acolo și o să ne uităm împreună, dracu, și o să-l vedeți pe tere cum întinde, cum își lasă maxilarul la pământ, așa, când o să vadă toți pixelii aia foarte faini acolo, tot CGI-ul ăla blanau, cum joacă pe în fața ochilor lui. Dar, oameni, cam asta și clipul, asta am vrut să vorbesc despre Jurassic World Dominion, poate o să mai vorbesc ceva, dacă să mai arate vreo ceva, imaginea asta șocantă sau ceva acolo care să-mi activeze mie neuronii, deocamdată am vrut să intru și un trend lumii acolo cu chestii de-astea, vorbim despre trailer, ei, foarte tare. E așa content distractiv, nu? Dar mame, dacă v-a plăcut, o să lăsați dracu acolo un like. Eu vom să dăm toată atenția, acordă tot suportul. Vrei și noi ne vedem, și data viitoare. Haidea, pa!